Hello și ce mai faceți? Bine ați venit sau ați revenit pe canalul meu. De data asta vă întâmpin cu un vlog de călătorie. N-am mai făcut unul de foarte, foarte multă vreme. Asta nu pentru că n-am călătorit, ci pentru că pur și simplu. Astăzi ne aflăm la coalele munților Făgăraș, mai exact în Porumbacul de Sus. Aici se află din 2016 o nouă atracție turistică, mai exact Castelul de Luț sau Valea Zânelor. După ce vom vizita Castelul de Luț și tot ceea ce... Da, Victor e aici cu mine. După ce vom vizita Castelul de Luț și tot ceea ce ține de Valea Zânelor, ne vom duce câțiva metri mai încolo la povestea calendarului. Așa că rămâneți aproape. Thank you.
cam asta a fost vizita noastră la Castelul de Lut. Este trist pentru că n-a putut veni cu căruciorul. În cazul în care doriți să veniți cu copiii aici, doar în brațe sau pe jos, întrucât aleile nu sunt corespunzătoare cărucioarelor. Ca idee este foarte ok, foarte frumos, este liniștit. Aștept să mergem și la povestea calendarului și revin. Tocmai ce am intrat în povestea calendarului și vreau să vă spun că deja de la primii metri sunt super impresionată de ceea ce este aici. Comparativ cu Valea Zenelor, asta e, nu știu, e next level, e super. O să vă arăt mai multe.
suntem pe cale de a ieși din povestea calendarului. Vreau să vă spun că locul acesta este cu adevărat magic. Adică să vii aici cu copii, poți să-i fii ocupați, cred că vor fi de-a dreptul și de-a dreptul fascinați. Fiind lângă Valea Zânelor, e frumos și acolo, nu zic că nu e, dar mi se pare că e mult mai atractiv, mai ales pentru copii, povestea calendarului. Este mult mai colorat, parcă, nu știu, parcă prinde viață tot ceea ce este aici. Am uitat să vă menționez, pentru Castelul Zânelor intrarea a fost 15 lei, iar pentru povestea calendarului intrarea a fost 25 de lei de persoană. E un preț destul de bun și chiar merită. Dacă sunteți în zonă, chiar merită să intrați la ambele, atât la Castelul Zânelor, Castelul de Lut de pe Valea Zânelor, cât și la povestea calendarului, care, trebuie să vă mai spun încă o dată, este absolut super. Eu sper că v-am făcut o idee despre ceea ce se află aici. Am încercat să surprind cât mai multe locuri. Mă bucur că ați rămas cu mine până în acest punct și sper să ne vedem cu bine data viitoare. Pupici!